bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Celebrul actor Halil Ibrahim Ceyhan lucrează de ceva vreme la noul său proiect de film. Într-un interviu, el a spus că are două proiecte de film pentru acest sezon estival. Primul este finalizat, iar al doilea este în faza de planificare. Se întreba cine este actrița principală pe care Halil Ibrahim o va juca în primul său film. Toată lumea credea că va face un film cu Sila Tirkoglu, alături de care a jucat în serialul TV Manet. Cu toate acestea, producătorul filmului a spus că actrițele de succes din seriale TV din Turcia îl pot juca și pe Halil Ibrahim. Deoarece Halil Ibrahim, care a scris scenariul împreună cu Sila, va finaliza proiectul cu Sila când scenariul este gata, este foarte puțin probabil ca Sila să acționeze în acest film. S-a dovedit că producătorul filmului a făcut oferte mai multor actrițe. Deci cine sunt aceste celebrități feminine? Potrivit informațiilor primite, au fost făcute oferte unor jucători celebri din Turcia și din lume precum Hande Erciyel, Demet Özdemir și Ebru Şahin. Să vedem cine va fi noul partener al lui Halil Ibrahim în viitor. Cu cine crezi că ar trebui să se joace Halil Ibrahim? Puteți specifica răspunsurile dumneavoastră în secțiunea de comentarii. La revedere!